Am invitat de această dată în studio nu un actor, ci un personaj. Alexandru Paleologu. Vreți, nu vreți, sunteți un personaj, trebuie să o recunoaștem. Personajul Alexandru Paleologu, ce înseamnă în voi? Eleganță, naturalețe, distincție? Ce înseamnă un personaj? Un personaj este o ficțiune. Nu poate să fie o realitate. V-ați simțit vreodată jucând? V-ați simțit vreodată actor? În împrejurările vieții cu... Mi-e greu să vă spun în mod sincer da sau nu. Bănuiesc că da. Mi-e greu să-mi amintesc o circunstanță precisă în care să mă incriminez ca ipocrit, fiindcă ipocrites înseamnă că este actor. Și cum de fi căpătat sensul peiorativ? Pentru că joci teatru. Nu? Peiorativ era acela. Ăsta joacă teatru. Ăsta nu e veritabil, nu e sincer, nu e joacă teatru, e ipocrit. Dar ipocrites însemnează actor. Pentru că orice om normal în societate trece prin rare momente când trebuie să asume o atare actorie sau ipocrizie. Ipocrizia, după mine, nu e numai o noțiune peiorativă. Este un minim de ipocrizie indispensabilă, numai civilizată, că altfel ne-am dat stambă, ne-am sfâșiat. Ceva în genul minciunilor convenționale. Cam tot acolo, da. Puțin telespectatori știu, cu siguranță, că Alexandru Paleologu a studiat, la un moment dat, și regia de teatru și chiar a fost secretar literar într-un teatru. Când am ieșit în închisoare, adică în iunie 64, aproape imediat, nici nu găsuse încă părul, profesorul George Oprescu m-a reprimit, a luat el inițiativa, mi-a trimis vorbă să viu la el, ca să mă reîncadreze în Institutul de Istorie Artei, unde eram cercetător când a fost arestat. Și de-aia păstrez lui Oprescu o amintire extraordinară. Cuvântul extraordinar e prea desfolosit și e prea abuzat. Dar o amintire plină de recunoștință. Omul ăsta s-a purtat cu mine nespus de bine și eu nu foarte bine. Că la un moment dat a avut un conflict cu el, care s-a reparat imediat, dar la un moment dat a părăsit institutul din motive foarte justificate. Dar el a fost foarte ulcerat când l-am părăsit. L-am părăsit ca să trec secretar literar la Teatrul Noțara. Mă atrăgea mai mult atunci acest lucru decât cercetarea științifică, care în fond avea ceva cam prăfuit. Mi-a folosit, nu-i vorba, acest stadiu de cercetare științifică în istoria teatrului românesc. Înainte de a fi arestat, eram tot cercetător științific la Institutul de Istorie Artei, dar în domeniul artei medievale, artei feudalii, cum se spunea, artei medievale românești. În ce an ați fost arestat? În 59. În 59. Deci după 5 ani v-ați întors, da. Dar ați evoluat de la epoca medievală. Și aici este de povestit. Când am ieșit în închisoare și n-aveam niciun fel de slujbă, se trebuia neapărat să am una, ca să pot să capăt o repartiție pentru spațiul locativ, cum se spunea. Și era o cameră care se libera în apartamentul fost întreg al mamei, încă ea nu mai era decât o cameră plus holul și o bucătărie și baie. O cameră s-a liberat și am vrut să mă instalez acolo. Până atunci doream probabil de campanie împreună cu mama mea și cu tăi meu Dietrich. Nu prea era ideal, dar fiind era foarte în timp și bine. Trecusem prin lucruri care mă făcuseră foarte puțin pretențios în domeniul de confort și de agrement. Faptul că înainte de a intra la pușcărie ați studiat arta medievală v-a ajutat la ceva? Adică inchiziție, cruzime? Evul Mediu și inchiziția sunt două lucruri complet distincte. Inchiziția nu este ce ne imaginăm noi. Adică niște camere de tortură care au traduși acolo și suciți și trași pe roate. Nu. Inchiziția era un sistem de anchetă, de anchetare. Inchiziția era ancheta. Ideea de anchetare de către poliția statului e o idee veche, nu e ceva modern. A fost perfecționată în epoca totalitară, cum era și fatal să se întâmple. Iar în epoca ei, când se vorbește de inchiziție, de inchiziția special, dacă vorbim de Evul Mediu, atunci procedurile erau evident foarte crude, nu mai crude ca în zilele noastre, dar mai puțin perverse, adică mai puțin secrete, mai puțin ipocrite, mai pe față. M-am împotrivit acestei asocieri Ev Mediu Inchiziție. E o asociere care se face
curent, dar care este injustă. Nu, de fapt a fost o glumă. Da, și o glumesc acum. Deci ați ieșit din pușcărie în 1964, da. Profesorul Oprescu v-a întins o mână. A fost extraordinar de emoționant întâlnirea noastră. Mi-a trimis vorbă să viu la el la institut ca să facem toate formele, imediat, ca să mă angajeze. Eu eram încă iunie, nu aveam haine, aveam niște pantaloni de pânză, de doc albaștri, care erau cam scurți, și o cămașă cu calori, care, mă rog, mi se potriva, niște sandale și atâta, nici pe unul crescuse, arătam nu ca un vagabond, dar se vedea bine cam de unde veneam. Și când m-am dus la Institutul de Istorie Arctică, era vis-a-vis de poștă, adică vis-a-vis de actualul Muzeu de Istorie, care va redevini poștă. Am citit în jurnal recent și m-am bucurat că se va reseti primul poștal, acea clădire construită pentru asta. Deci vis-a-vis de poștă, într-o clădire unde atunci se găsea Institutul de Istorie Arctică, când am ajuns acolo, m-am și întâlnit cu el pe culoar. Și imediat m-a luat în brațe și a început să plângă. O secvență de cinema. Da. Dar spuneți-mi, în atâtea filme ați văzut cu siguranță secvența ieșirii de la pușcărie. Momentul dumneavoastră, vă aduceți aminte? Nu avea nimic cinematografic. Nimic? Eram la Botoșani, știam că o să ne dea drumul, era deja o chestie care se știa. Început să primim ziare, din ziare aflam cu UTANT, cu, mă rog, relațiile României, care tinde să, voia să intre în UNESCO, mai târziu și la Națiunile Unite, că trebuia să se facă anumite liberalizări, anumite acte de clemență. Ați fost ultimul lot, nu? Nu, a mai fost unul după mine. A fost aprilie, iunie și mi se pare august. Am fost în al doilea. Și de ce nu are nimic cinematografic ieșirea asta? Da, există și un cinema al banalului, neorealismului. Chiar așa fiind, scena ieșirii de acolo, era... ne bucuram că scăpăm. Ce e de povestit, partea pitorescă, dacă vreți, mi s-au dat vestimentele cu care fusem arestat, că le aveam pe mine când m-a arestat. M-am îmbrăcat eu ca să merg unde era să urmă să fiu dus. Și asta se petrecea în septembrie, dar când mă pregăteam pentru sezoane mai grele, deci m-am luat o scurtă, o canadiană îmblănită, și o bască, și un pulover, o haină, nu știu ce. Și acum, în iunie, eram cu canadiana îmblănită, cu căciula, niște bocanci care, în fine, aveau niște șireturi care se găsise, se improvizase la ele, când mi-e luase pe ea vechi. Am plecat cu trenul, cu un lot, cu mai mulți oameni, nu mai țin minte cu cine, cu câțiva dintre deținuți de acolo, cu care nu eram în relații personale, că erau întâmplător scoși și nici n-am știut de alții. Dar am avut un grup de fost pușcăriași, în trenul care ducea de la Botoșani la Pașcani, unde așteptam un alt tren ca să luăm spre București. Și în gara la Pașcani stăteam așa pe un fel de soare de așteptare. Lumea ne vedea țigări, bomboane, fructe, fiindcă se simțea, se știa ce-i cu noi. Scria și în ziare și eram identificabil ca atare. Dar în sala de așteptare este treabă o bancă lângă un tânăr ofițer de securitate, locotenent, care citea un volum din opii lui Arghezi. Se ia aia de nu știu câte volume. Citea un volum de proză de Arghezi. Era foarte absorbit de lectură. Deci un securist care citea Arghezi. Era în uniformă? Da. Dar era clar că nu era securist cu profilul anchetator și profilul de anchete penale. Nu avea nici ochiul să-și dea seama, să recunoască tipul infractorului. Pentru că, intrând în vorbă la un moment dat, nu m-a remarcat, eram îmbrăcat bizar pentru sezon, nici că aveam pe unii crescut, dar remarcat lucrurile astea. Mă trebuie că am fost, aici să se întâmplă, veniți aici cu într-o delegație, să cuvinte o ocazie. Și eu m-am uitat așa la el mai zâmbitor. Vă urez noroc. Dar când și-a dat seama, abia foarte greu și târziu ce hram purtam. Adică nu avea loc un ochi de profesionist. Deoarece că avea alte sarcini care le această instituție. Poate se ocupa de cultură, dacă citea Arghezi. Și țineți minte, asta e secvența pe care o țineți minte. Tare. E amuzant. Și până mi-am venit cu trenul, am mers noaptea a fost inconfortabil, dar inconfortul era un lucru pentru mine așa de familiar, că nu m-a mai deranjat deloc. Și când am fost prin București, am trecut pe la zona petrolifera, am avut niște o arhitectură de asta industrială, ceva care nu exista încă la data arhitecturii mele, m-a frapat schimbarea de peisaj. Nici în bine, nici în rău. M-a frapat doar atât, dacă e alt peisaj. Și mă tot gândeam acum cum o să fie reîntâlnirea cu mama. Fiindcă mama lucrea foarte aproape de gară.
Și deci mă duceam înapoi la domiciu de unde fusem ridicat. Nu știa că veniți. Aștepta să vii, să știa. Nu știa că viu atunci, dar toată țara știa că ies pușcăriașii în valuri. Deci nu era un lucru secret, aștepta, l-a sperat de mult. Pentru că speranțele sunt altceva decât realitățile. Tot timpul cât a fost închis, se spera că poate vine un decret, că poate vine o amnistie, că poate vine ceva. Era și așa în imaginea sau în imaginarul deținuților, era o chestie mitică, codul Vyshinsky. Când se va promulga și la noi codul Vyshinsky. O ficțiune totală, nu există asemenea cod, un cod care făcea nu știu ce calcul, care ducea la eliberarea, până la libertatea deținuților. Era o prostie. Dar asta era o mitologie a noastră a deținuților, care eu nu credeam, dar mulți credeau. Și ați ajuns în Gara de Nord? Primise scrisoare? Primise câteva vreme, pentru că unde nu primise ani de zile, în ultimul an eram la o colonie penitenciară unde am ajuns topometrist și deci am putut să am carte poștală, fiindcă nu era normă. Când era făcut normă, nu aveam niciodată normă făcută ca să primesc carte poștală, să-mi scriu acasă. Dar deci am început să am cărți poștale, am făcut o 3-4, în care am scris și am cerut să mi se trimite. Pulover, nu mai aveam nici. Nu mai aveam niciun fel de lenjerie. Mai aveți cărțile astea poștale? L-am găsit recent într-un sertar la mama, puse strâțe cu o panglicuță, cu creion care este cam șters. Dar ce am cerut, că ajunsesem într-o altfel, nu mai aveam nimic decât pantalon de pânză rupt și o haină de pânză și restul nimic. Și o băiețe de pus pe cap. Completamente în picioarele goale, fără rămas și fără nimic, nu mai aveam nimic. Și s-a întâmplat să, prin o împrejurare oarecare, totuși așa este hazardul sau destinul, am ajuns topometrist. Și ați stat desculți unele zile, că n-aveați ce încălza? Nu, unele zile, lungă vreme. Adică toată vara lui 62, adică din prima lui 62, toamna lui 62, până la finele toamnei, când am ajuns topometrist. Ați stat desculți? Păi da, e mare lucru ăsta. Eu în viața mea nu la mult, din plăcere, nu din obligație. E un sport pe care îl plac. Asta e altceva, dar acum să nu... M-a ajutat foarte mult. Aveați sau n-aveați ce să încălțați? Păi n-aveați, nu s-a. De la un coleg pușcăriaș, de la un soldat care vă păzea să vă fi dat? Nu știu, problema nu se puse deocamdată. Nu asta e interesant în povestea asta. Interesant e că am ajuns topometrist. Asta a fost salvarea mea. Că am început să am ciorapi, bocaj de vizon, pulover, Nescafe, țigări. Am devenit un lord din momentul ăla. Adică din stadiul ați redevenit. Din stadiul de sclav al statului, am ajuns un fel de magnat al acelei colonii penitenciare. Unde a dat urmă și o epidemie de hepatită, deci nu se mai lucra deloc. Și gardinii se fereau să intre în lazaret, să nu se contamineze. Eu mă duceam, că eram, știi, un amic meu doctor acolo. Stam toată ziua la șuetă, la fumații, băut Nescafe. Ce vrei? La șuetă de filozofie cu Sergiu George. Șuetă de filozofie? Și altele. Cu prietenul meu Sergiu George. A fost o epocă formidabilă. E bine, asta m-a ajuns mulțumită împrejurării, că un coleg al meu, Ianculescu, care era poliglot și care, fiindcă vorbea englezește, un inginer ungur, îl cheamă moldovan, era ungur, îl luase ca să țină mira la topometrie și să aibă carte poștală în schimb acestui serviciu care se făcea nenormat. Însă Ianculescu l-a actiat și el pe codul Vyshinsky. Și ce văd ce vreau să cu codul Vyshinsky? Unde găseau pe câmp hârtii mototolite, de obicei hârtii folosite în loc de hârtie igienică pe câmp, le luau ca să citească ajungerea, dacă nu cumva s-a promulgat codul Vyshinsky, dacă nu zi, fragmentul ăla de ziar conține ceva de codul Vyshinsky. L-a prins pe băiatul ăsta, când s-a întors în colonie de pe câmp, l-a prins la poartă, că poartă era marea vamă și marea verificare și acolo poartă era o chestie de adevăr, porțile infernului, l-a prins, l-a bătut măr și l-a dat destituit în funcția de topometrist. Și atunci inginerul moldovan a zis să-mi spune, domnul, vorbiți englezește? E da. Am mai uitat, dar vorbesc totuși curent. Vrei să fii topometrist? Păi nu mă pricep. Nu e nevoie. Țineți mira și faceți ce vă spun. Aveți carte poștală și vorbim englezește. Perfect. Și așa am ajuns dintr-o dată topometrist. Dar de ce îl interesa pe el dacă vorbiți englezește? Că vrea să vorbească englezește. Vrea să se exerseze limba engleză. Asta făcea cu Ianculescu. Învăța englezește. Și ați reușit să-l învățați? Nu știu. Dar nici n-am vorbit englezește. Te-ai 4-5 fraze, mai multe toată povestea. Ne întoarcem la secvența întoarcerii acasă cu mama care vă aștepta... Era de vreme dimineața,
Eram 6:30. Mama era încă în pat, tatii mă visc să bărbierea. Când au tângeam și-au dat seama ce spune, ce e vorba, deschide, cafea, nu știu ce, cafea, ceai, țigări, nu știu ce. Și bucurie mare, dar întâi mama s-a raspăiat când m-a văzut. Deși eu nu aveam sentimentul că arăt așa de mutilat, dar s-a speriat când m-a văzut. Păi, aveam mai mult. Era cu părul necrescut, acum sunt chil, dar ce aveam păr, dar nu crescuse încă. Câți ani aveați? Aveam 45. Și vine imediat ciocolată, cafea, țigarete foarte bune, de toate, de tot ce vrei. Dar imediat am zis, dar aveam anxietatea că i s-a părut că băiatul ei se întoarce comunist. Și chestia asta a durat, pentru că comunist nu eram. Dar aveam totuși anumite idei sartriene. Ieșind din pușcărie, un anumit complex de vinovăție socială. Când în timpul muncii forțate, la muncile agricole, sunt infernale. Infernale, mai seamă, și totdeauna așa s-a muncit, probabil cu mijlocirea unor vătați care stimulau prin mijloacele simple, la îndemână anici, care sunt milenare. Și atunci ați văzut ce greu e și... Și am văzut ce greu este și ce rău este să stai aplecat din șaie tot timpul. Și mi-a spus, asta e o vinovăție care am de clasă. Adică toate agrementele și toată educația care am avut-o și toată Valerii, Proust, Mallarmé, Cutare, vin din faptul că alții au muncit și am avut beneficiile acestea câteva generații la rând. Deci, o prostie, e o imensă imbecilitate. Dacă ne-ați povestit întoarcerea acasă, poate n-ar fi mai interesant să povestiți și plecarea? În atâtea filme am văzut scena arestării. Mărturisesc că de multe ori mi s-a părut artificială. Ridicarea. Eu n-am văzut multe scene prin filme de arestare. Am povestit altele, dar povestite de persoane care aveau talent de evocare. Iată o informație de-asta de proces verbal, care poate să fie sezisantă dacă este proces verbal efectiv, dar cum povestesc niște femei bătrâne sau niște vecine sau niște, cum a fost arestat cu tare, este insuficient ca să o reprezinți. Și cel de arestat l-am văzut prin filme, dar nici eu nu semna cu cealaltă și mai puțin cu a mea. Dar dumneavoastră cum a fost? Eu mă așteptam de mult să fiu arestat. 9 luni m-au frecat și m-au ținut, m-au fiert în oare seacă până m-au arestat. V-au pregătit. A 9 luni de zile, care aceea, știind că să fiu arestat, că lucrul este inevitabil, am profitat de viață cât am putut. Adică am trăit după gustul meu și mi-am făcut toate plângările, toate iubire, în acele 9 luni de zile. Și tot bună zi a venit chestia asta. Noaptea pe la 2, doamna, m-am păvit cu cineva de mandare, că e mă scutură de umăr și îmi pune o lanternă aprinsă în față și mi-arată un mandat. Învinuitul Paiogu Alexandru. Am înțeles că asta era. Ei, am ieșit în pat, mi-am pus un halat și am stat pe un fotul, decât au făcut ei percheziția. A durat mult. Stupide pe. Au făcut vraiște, au luat toate cărțile una câte una. Doar de-a găsit ceva. Dar nu se pricepeau ce carte este dușmănoasă, ca așa spuneau ei. Și-au uitat pe la cărți așa. Și-au găsit vreo carte dușmănoasă? Au găsit o carte dușmănoasă, s-a părut lor. Au pus mâna studiul literar de Ibrăileanu. Și zice, ăsta e legionarul. Într-adevăr, era un Ibrăileanu legionar, arestat nu de mult, era rudă cu garept Ibrăileanu. Deci dacă nu vă jenați să spuneți că Ibrăileanu, criticul socialist, avea să urmească că era legionar, spuneți-o. După percheziție, care am fumat câteva țigări, dar îmi tremura mâna cu țigara și mi-am dat seama că nu-mi tremă mâna de o frică conștientă, pentru că eu mă așteptam la chestia asta, mă așteptam la asta și eram pregătit moralmente să vedem cum voi face față la alte probe. Care și deci de ce vă tremura mâna, dacă nu de frică? De nervozitate. Era o frică nervoasă. Era o anxietate, o stare de anormală. Îmi trebuia mâna cu țigară și mă enerva foarte tare că eu văd că îmi trebuie mâna. Asta mă enerva îngrozitor. Și asta mi-a făcut să-mi amintesc atunci, în timpul ăsta, de o poveste celebră din timpul teroarei din Revoluția franceză, când îl duceau pe Sieyès la ghilotină, dar la iarnă. Și în trăsura aia, căruța aia care îi ducea, el tremura și spune, tu trebuie să ies. Oui, mais de foie. Nu putea să spun că tremur de frică, că nu era frică. La septembrie, 8 septembrie. Știți ce mi-a plăcut din ce mi-ați povestit? Cum ați știut dumneavoastră să vă bucurați de viață în cele 9 luni? Poate altul ar fi încercat. Eu nu am încercat să nu mai ascund, și că avusem deja experiența ascunzători. Suntem 6 ani, în 1950 am fost căutat și negăsit de securitate, nici acasă, nici la toate neamurile unde puteam fi găsit, am aflat la timp și am dispărut. Poveste întreagă, lungă.
Și a fost interesant, adică cei 6 ani, 5 am petrecut cu, împreună cu, alături de noi ca la Câmpul Lung și mi-a folosit enorm și intelectualmente și ca prietenie și ca relații umane și ca extraordinară chestia asta. Plus că primul an am stat în București, ba la unul, ba la altul, la oameni că au avut curajul să mă ascundă. Dar nu mai vreau să repet figura asta. Și atunci, luni a fost o epocă, a fost o perioadă în care v-ați distrat. Din moment în moment, fiecare zi era o zi câștigată, nu? Carpe diem. Și vedeam că trec lunile, trece iarna, trece vara, primăvara, trece vara și nu se întâmplă nimic. Dar trebuia să se întâmple. Da, dar altceva important aici, când tot timpul ăsta dumneavoastră nu erați copleșit de iminența dezastrului, ci vă bucurați de viață. Da, păi, mi spuneam, atâta cât mi se dă, să nu disprețuiesc. Adică fiecare zi este un dar de la Dumnezeu și ar fi absolut imbecil și mitocănesc să nu mă bucur de el. Numai mitocanul nu se bucure de un dar care îl face. Deci, și cum vă bucurați de darul ăsta de la Dumnezeu? Era vreme frumoasă, mă plimbam foarte mult, am avut foarte multe... Acum, la vârsta asta, e jenant să mai povestesc, că atunci am avut o viață galantă, foarte, foarte... cu foarte multe aventuri galante, ca să spun frumos, și mai cu seamă de o speță mai... Mă duceam pe la Mahala, îmi plăceau fetele astea mai simple și mai naturale și mai... care o naivitate și o grație, după mine, remarcabilă. Afară de asta, pentru că aveam bani și cheltuiam, mâncam seara până în grădină de vară, până la restaurante, petreceam cu prieteni, adică citeam cât puteam mai mult, că multă vreme mă închipuiam că nu o să mai am timp de citit. Eroinele aventurilor ăstora galante din lunile dinainte de arestare, le-ați mai reîntâlnit vreodată? Nu. Viața nu v-a scos în cale niciodată? Multe din ele am știut cum le cheamă, dar acum nu mai știu. Am o gratitudine, așa, am un timp să vă spun că în general am avut totdeauna, de mic, de la vârsta de 3 ani, am avut o enormă tandreță și curiozitate pentru fenomenul femeiesc, pentru feminin, pentru tot ce e feminin în lume, dar Erich Weibliche. Aici a găsit că Goethe are marea lui înțelepciune și mare profunzime. Da, 3 ani. Da. M-a frapat întâi, început cu mama și am continuat cu niște servitoare tinere de la țară, continuând cu niște verișoarele mele, mă fascina fenomenul femeiesc, că sunt mai inteligente în general. La nivel egal, femeia mai deșteaptă decât bărbatul. La nivel egal. Și cu nivel egal are aici. Eu nu cred că există diferențe de nivel de inteligență. Există stări de inteligență, care nu sunt continue, nici constante. Nici om nu este tot tipul inteligent, la același nivel, și un om nu e deloc. Numai pur și sunt constanți. Din filmul vieții dumneavoastră, din care ați decupat niște flash-uri, haideți să decupăm o secvență de comedie în care ați fost actor. A întâmplat la colonia penitenciară Salcea, unde mi-a venit mie rândul să aduc pe o ușă, o fostă ușă transformată într-un fel de platou, tutoarele de mălică ca să fie distribuite deținuților brigada care făceam parte. Turtoare? Dar se făceau niște turtoare, la fel de mămăligă, transformată într-un fel de țăcăra turtoi. Și la mine nu se aduc pe acest platou. Dar am încălzat cu niște bocanci vechi și proști, pe un nor, într-o curte, într-o dincintă noroioasă și denivelată. Și când m-am apropiat cu turtoarea de brigadă de oameni înfometați că aștepta abia să vină, am lunecat și am văzut atunci, ca o hiperbolă așa, toate turtoarele descriau niște parabole extraordinare, așa, un fel de jerbă, un fel de artificiu de turtoare care se prăbușeau în noroi și indignarea, revolta, disperarea celorlalți. Eu, imbecilul ăsta, am aruncat în noroi toată hrana din zi, o ține, din dimineața aia. Era dramatic pentru ei, că erau tutoare. Dar eu m-am perceput într-o postură de ridicul pur, de ridicul care fiind mut în anii 20. Ne fiind un frică de ridicul, care ucide totuși. Eu cred că ridicolul nu ucide. Ar trebui ca anumite ridiculuri să ucide, dar nu ucide, la noi cel puțin. Dar orice om este capabil de fie ridicul. Și dacă e frică de ridicul, nu mai poate lua inițiativa niciunui act o leacă mai măreț. Pentru că impulsul de grandoare
sau de eroism, sau de lucruri care depășește cu una măsură. E la limita ridicului. Ușor în ridicul. Este cazul, de pildă, foarte frumos, în primul volum al Război și Pace, al lui prințului Andrei Bolconski, care vrea să fie erou la Austerlitz. Poate și cu steagul înainte, ca să moară ca un erou. Și crede că a murit, că e leșinat. A fost totuși, până la un fiasco, eroismul său. Mai târziu, când moare de adevărat, la Borodino, acum e un moment extraordinar. Și nu este eroic, e doar bărbat, care își asumă rolul de a-și proteja soldații. Umorul m-a salvat în închisoare tot timpul, pentru că acolo erau ocazii rizibile, extraordinare, și dus la o nouă esență a râsului, da, fundamentală, elementară, aristofanescă și rableziană. Am râs în închisoare formidabil și asta pe mulți îi irita. Cum ne mai și râzi? Îi dă mână să mai și râde, ce nesimțire, spuneau câțiva imbecili. Azi spuneau, domnule, ce bine ne face râsul din tăria așa de tonifiant. Deci erați un jovial în închisoare? Dar cum? Montaigne spunea, cel mai desăvârșit semn al înțelepciunii e voioșia continuă. Da, sigur. Deci erați un înțelept. Sigur. Fiind voios. Indiferent cât de bine ți este în viață, trebuie să poți să știi să înduri, să suporți și să suporți elegant și cu umor. Mama a avut o tinerețe foarte interesantă, zic eu, pentru că afară de bogăție și lux, am și o educație ultra severă. Eu n-am avut parte de educația asta sa severă, fiindcă eu am fost răsfățat. Dar mi-a venit mai târziu, la 40 de ani, educația severă care îmi lipsea și mi-a aplicat-o cei de care vă lua din aurea. Și v-a folosit? Folosit. E tot mai util pentru cineva să treacă prin circunstanțe lipsite de amenitate. E treabă prin circunstanțe care nu îi sunt, să zic așa, favorabile. Cu condiția să reziste, să mai și iasă din ele. Da, evident. Totdeauna ai încredere că vei rezista și vei scăpa și unii chiar reușesc, unii chiar câștigă pariul ăsta. Aș putea să vă spun un episod de care sunt relativ mândru, că de multe lucruri din viața mea nu sunt mândru deloc și unii ar vrea să le pot suprima dacă aș putea. Să le uitați sau să le suprimați din memoria... Să le suprim că există, să nu fie existat. Pentru că sunt lucruri de care mi-e rușine. Nu puține. Dar am totuși libertatea să le recunosc și să le declar, în loc să le ascund. Dar nici nu le arăt toată ziua, bună ziua, la toată lumea, și asta e perversitate. Sau chiar și dumneavoastră să vi le amintiți mereu. Da, nu mereu, din când în când. Nu trebuie uitate. Dar de care sunt mândru, sunt două depoziții ca martor, fiind arestat, fiind închis, dar în două stadii diferite, una în costum de pușcăriaș la primul proces al Ion Negoițescu și alta, când s-a rejudecat procesul, fiindcă nu erau probe suficiente la prima instanță. Când am venit, tot arestat, eram la securitate pentru o altă anchetă și eram cu părul crescut și braț civil. Două aspecte diferite ale persoanei mele, ca apariție filmică. Sunt mândru, fiindcă am spus lucruri inteligente, spirituale, corecte și elegante. Și că starea mea de pușcăriaș nu a apărut decât în prima instanță că eram îmbrăcat cu haine de pușcăriaș. Și în a doua deloc am urcat civil și normal cu costumul, cu acea canadiană, cu blană. De ce ați ales tocmai secvența asta? Pentru că depoziția dumneavoastră vi s-a părut izbutită. A fost bună. I-a plăcut lui Negoițescu, i-a scris despre ea, a vorbit despre ea. A fost bună, a fost inteligentă, a fost spirituală, a fost elegantă. După cum mi-aduc aminte, în aceeași măsură, pe depoziția unui fost prieten al meu, cu care nu mai sunt prieten acum, dar a fost multă vreme foarte intim prieten, care a fost martor la procesul nostru, la Rotu Noica. Și în cartea care a apărut, Stelian Tănase, Anatomia mistificării, care e vorba pe largă de toate îngrengăturile procesului Noica, apare și depoziția lui Paul Dimitriu la instanța tribunalului militar, sub splendidă, de o eleganță și vestimentară, deși era la securitate, o părul iarăși crescut, dar la cravată. Era foarte elegant. O depoziție inteligentă, ironică, politicoasă,
foarte spirituală și foarte corectă, care pe noi pe toți, toți cei din boxă ne-a impresionat și ne-a dat un sentiment de recunoștință și de bucurie. De ce nu mai sunteți prieteni cu el? Niște relațiuni ulterioare că a făcut să nu mai fim prieteni deloc. Niște opțiuni politice, eu le găsesc că nu mai sunt doar diferențe politice. Dar după 89? Da. Nu, diferențe politice pe mine nu sunt neglijabile. După 89 ați pierdut mai mulți prieteni sau ați câștigat mai mulți prieteni? Nu știu dacă am pierdut sau am câștigat. Poate am câștigat pe unii care am cunoscut de atunci încoace. Eu nu mi-am rupt prietenia decât cu acest om. Fiindcă diferența politică nu mă deranjează. Eu am trăit într-o vreme când vedeam la aceeași masă, în aceeași salon, pe legionarul Recu Cantacuzino și pe comunistul Scalat Calimachi. Erau oameni de lume, oameni știau să poartă, erau amici, erau rude, se puteau certa, se puteau înțepa, se puteau încerca la ridicări de ton. Dar la aceste întoarce de spate și rupturi de prietenie, cum văd că sunt acum pentru divergențe absolut infime și minimale, mi se pare totuși că este un triumf al mărlăniei. Să ne întoarcem la momentul în care mi-ați zis că ați fost un cinefil adevărat, un cinefil autentic. Ce părere aveți despre arta actorului? Dacă actorul este foarte bun, lui este lucru mare. Iar dacă nu e, nimic, este lucru mic. La fel și cu arta dansului, unicul entuziasm care ia aspecte fizice și fiziologice este în fața reușite teatrale sau coreografice. Dar, vreau să la dans, nu îmi place nici dansul clasic, baletul clasic, cred că foarte rar. Îmi plac două tipuri de dans. Dansul orgiastic al negrilor. L-am văzut în Cuba și am văzut ce înseamnă dansul ăsta. Sau dansul impecabil, menuetul sau până la valsul pianist inclusiv. Și al treilea, genialitatea totală în materie de dans, de neuitat pentru mine, este dansul lui Zorba, în filmul Zorba, dansul lui, cum îl cheamă? Anthony Quinn. Anthony Quinn. E ceva absolut formidabil. Formidabil. Am văzut mai multe ori filmul ăsta și în momentul, las că tot filmul era genial, e splendid, dar în momentul e ceva așa de extraordinar, așa de, în adevăr, simți ce se numea clasic în terminologia teatrului antic, în care dansul era element, tragedia antică, dansul era elementul fundamental, nu actoria propriu-zisă. Actorii s-au separat, s-au disociat din elementul, din funcția primordială, dans. Ce era dans? Era o translație la o atitudine statică și expresivă, la o alta, și asta într-un fel de val, așa, al întregului corp. Deci în emisiunea noastră, dacă aș insera o secvență, să inserez secvența cu Zorba dansând. Negreșit. Și spuneți-mi niște nume de actori care v-au fascinat. Artica, pe mine m-a fermecat și mă farmecă în amintire în continuare. Și am văzut foarte puține filme cu ea. Este Maria Schell. Blonda austriacă, folosită de Visconti în Nopția. Este o fermecătoare adorabilă. Dar semăna cu ea foarte bine a doua mea nevastă, care a murit după 5 ani de căsnicie cu mine, a murit de cancer, la 45 de ani. Semăna cu Maria Schell. Câte căsnicii ați avut? 3. Și a doua nevastă semăna cu Maria Schell? Da. Semăna. Sunt foarte tare. Nu așa de mult. Și fizic, avea aceeași ochi alba, știi? Aceeași, tot blondă. Semăna mai mult în felul de a fi, în tipul de feminitate. Extrem de supusă destinului. Asumind și acceptând soarta. Mi se pare actrița cea mai fermecătoare și mai fascinantă. Imediat alături de Romy Schneider. Acum, sigur că dacă e să facem o listă de preferințe, nu ne mai oprim. Sigur că admir enorm, sau admirat enorm pe altele, care acum nici nu vin în minte, de pildă Ava Gardner, care mi-a plăcut enorm, sau Simon Signore, sau Gretchen Hepburn. Sau Audrey Hepburn, sau Ingrid Bergman, nu? Ingrid Bergman, cum să, Ingrid e mai extraordinară. Garbo. Și Greta, eu sunt generația născută odată cu Greta Garbo. A fost o figură aproape mitică, extraordinară a acelei generații. Și spuneați că soția dumneavoastră semăna cu Maria Schell. Nu se răzvrătea în fața întâmplărilor vieții? Nu. Și când s-a îmbolnăvit, mi-a spus că s-a îmbolnăvit, nu s-a răzvrătit, a suportat totul cu blândețe? Da. Fără să lupte? Poate asta e și o lipsă de vitalitate? Avea un mare regret. O mare sfârșire. Ea fericită.
era fericită și tânără și avea și doi copii, nu cu mine, cu un băr al meu, că fusem uitat înainte. Ce s-a întâmplat cu cei doi copii? Sunt în Franța, au fost crescuți la început de mama lor, dar stătea la uda mea apropiată, adică la fosta soacră a ei, care este la doi pași de mine, și la vara mea, care era lucrat, și deci copiii au crescut acolo în casa aceea până s-au făcut mari, și apoi au plecat pe rând în Franța fiecare. Tatăl lor plecase mai de mult în Italia, până în Franța, cu soția lui care avea atunci, și i-a plecat pe rând. El mai întâi... Le-ați purtat o afecțiune specială? La deosebită, da. Sigur. Mai întâi, până când se n-am copilul meu, i-aveam pe ei. Ea avea 40 când am luat-o și 45 când am murit. După ce am venit în închisoare, puțin după aceea, când m-am întors acasă din pușcărie și am mers la mama, m-am dat telefon și puțin după aceea, pe la ora 8, 8 și ceva, a venit ea, care era funcționară la Institutul de Istorie, deci era relativ aproape de acolo, de la șosea. Bun, asta este, iară, nevastă mea cu care am băiatul și cu care, multe căreia ea, am și nepot. Și să vă trăiască. Singurul noastră fiu făcut... Da, făcut târziu. Târziu cu aceste... Vedeți, dumneavoastră, asta este interesant de spus. Asta nu mă rușinez să spun lucrul ăsta, deși e foarte intim. Când am murit mieta, nu m-am sinucis, fiindcă sunt credincios. Cred în Dumnezeu și nu vreau să risc eternitatea. Și sinuciderea este socotită un păcat. Eu știu, un preot mi-a spus că el face slujbă pentru sinucigași, că nu poate să știe ce a fost în sufletul lor, dacă nu cumva Dumnezeu e clement cu acei sinucigași. Dar eu n-am vrut să risc lucrul ăsta și n-am vrut să mă... Nu m-am sinucis. V-a trecut o clipă prin minte? Mi-a trecut, dar n-am refuzat pentru ideea, dacă mă sinucigam, nu mai vedeam niciodată. Era clar asta. Și unica soluție care mi se părea decentă și demnă era să mă călugăresc. Însă nu se putea atunci. Nu se putea atunci și acum îmi dau seama ce e providența, în care eu cred, fiindcă experiența mea mi-a dovedit punct cu punct că există providență și că e o rațiune profundă, unor umoristică, unor baciocolitoare, unor teribile, care guvernează destinele oamenilor. Și atunci Dumnezeu mi-a spus, fie nu te grăbi, stai puțin, fii cu minte. Nu mă puteam călugări, stai, ai răbdare. Și că după aceea, puțin timp, am văzut pe soția mea, cu care am copiii, adică băiatul și nepotul și tot restul, și enorma fericire, enorma fericire de care am parte. Am înțeles că în întoarcerea de la pușcărie ați avut o șansă teribilă să vă îndrăgostiți, să vă căsătoriți, să o iubiți pe a doua soție, nu? Da. Și să o pierdeți în 5 ani pe neașteptate. A fost galopant. A fost galopant, da. A fost cancer, a fost găsit din întâmplare. Noi se fac niște microfilme obligatorii pentru analize, pentru... Nu e obligatoriu, a fost pentru dosar, nu mai știu ce, pentru personal, nu mai știu ce. Care ocazie, doctorul a spus că se face o biopsie. Mi s-a părut foarte crud la chestia asta, s-a putea spune mai delicat. Bietul doctor a murit el de cancer înainte de moartea ei. Și mai ales că fusese dactilografă câteva veni la spitalul numărul 9, unde bătuse la mașină multe, asta cum se cheamă, analize anatomopatologice. Și știa anumite lucruri. Tot bătut de la mașină, știa anumite lucruri de ordinul ăsta și nu puteai să o păcălești. Eu am vrut să o păcălesc, obținând de la un amic o analiză cu rezultat așa care să fie, dar eu cred că era deja o metastază. Am mers prea repede. Era tira metastază. Și n-ați reușit să o păcăliți? Nu. Și nici am mai vrut. Deci am avut iarăși o experiență interesantă asta. În Rouge et Noir al lui Stendhal, este episodul final, când el e condamnat la moarte și este în celulă așteptând executare și când este singur cu doamna de Renal, pe care iubise la început, pe care a avut să o omoare și este în perspectiva morții lui apropiate cu dată fixă o fericire extraordinară. Timpul ăsta limitat care trecea vertiginos, dar care nu a mai făcut nimic altceva care putea să le tubuie fericirea. Și de asemenea noi, când am știut acum că ea va muri curând, a dispărut orice moment de iritație, orice timp pierdut cu alte treburi, orice pierdere, orice zăpăceală și pierdere prin oraș de vreme sau la cafenea sau la berie cu cineva. N-a mai ratat nicio secundă, nicio minută și n-a mai intervenit niciun fel de nervozitate
și am avut, într-adevăr, așa cum știi, sub acest teribil avertisment, adică sub această teribilă sentință, dar, de asemenea, o fericire perfectă. Și n-ați sperat până în ultima clipă, totuși, s-a anulat sentința? Nu, nu era de sperat. Și de aici vreau să spun acum, cu ocazia asta, de ce eu îi port o mare gratitudine lui Adrian Păunescu. Evident, politic, acum nu am cu el nimic comun, dar mi-am luat din însumi să nu vorbesc de rău în public niciodată. Am făcut de atunci, că data bucotro. Așa s-au exacerbat lucrurile. Dar atunci, în momentul ăla, când ea era gata să moară, adică în august 1970, eram la Sinaia, stăteam cu un pot unde sunt vilele aceea și mâncam acea cantină artistă, scriitorul de acolo. Și a venit Adrian Păunescu pentru 3 zile la Sinaia și el știa ce e cu ea. Și a stăzat cu noi cam tot timpul și de dimineață ne întream la micul dejun. Până seara când ne culcam, a făcut o sărâdă, dar întuna. Cu bancuri, cu imitații, imitat pe Ceaușescu, cu cea fel de chestii. Am făcut în mod deliberat să râdă, dar irezistibil. A făcut să râdă 3 zile în mod programat și sistematic și irezistibil. 3 zile ea n-a mai avut în cap ideea că moare. Mi s-a făcut lucrul ăsta superb din partea lui. Și un gest într-adevăr creștinesc. Știți că e un vers al lui Emily Dickinson. După o mare durere urmează nepăsarea. La dumneavoastră așa s-a întâmplat? Nu nepăsarea. Urmează uitarea, adică ce urmează? Urmează cealaltă viață. Viața care continuă. Viața care continuă cu tot ce s-a întâmplat. Dumnezeu mi-a dat să am iarăși o nevastă minunată, care îmbătrânim împreună și este minunat să îmbătrânim împreună cu cineva. Dar uitarea nu face decât că este o anestezie. Este o anestezie. Durerea nu mai este acută. Dar există pentru cealaltă. Există. Și mi-aduc că nu mai visez, o visez mult mai rar. Înainte visam foarte des. Îi găsesc scrisorile cu scrisul ei. Toate lucrurile astea nu se șterg. Dar viața știe să le ordoneze. Și durerea să nu mai fie acută. Dar minte este oribil să vrei să suprimi durerea. Se pare că este o prostie. Mania anesteziantelor în contemporan, fac totul să anestezie. E foarte bine, pentru dentist e foarte bine, să nu te doar la dentist, să nu te doar la operație, e foarte bine. Dar a intervenit, mulțumit acestor perfecționari terapeutice, a intervenit lașitatea omului în fața durerii. Durerea nu poate fi suprimată. Durerea o ții minte. Dar aia nu se uită, îți dau o bătaie să o ții minte că tu ai trăit. Am mâncat din astea și îi ții minte în continuare. Dar nu e mereu în cap. Nu tot amețesc lumea cu ele, cum fac unii. Sunt alte lucruri mai interesante și mai frumoase deci și mai actuale sau neactuale, dar demne de a fi actualizate decât astea. Iar în momentul acela când a bubuit ghetează, evident că mi s-a părut că pușcăria era o glumă. Pe lângă moartea unei femei iubite. Păi și e o chestie că poți să o asumi, să o suporti, să o înduri așa cu o anumită încortare, cu o anumită lașitate, fiindcă omul nu e tot timpul laș, nici tot timpul curajos. Dar mai rog se poate suporta. Și omul poate suporta mai mult decât crede. Adică gradul de suportabilitate este foarte variabil și foarte extensibil. Dar oricum, nu numai durerea fizică, care este teribilă, dar faptul că ești scos din viața ta, faptul că ești transformat într-un obiect și într-un sclav și tu nu ești asta, dacă ești cineva, dacă ai în tine totuși alte lucruri decât cele care le aveai și ți-au luat, dacă unii când în închisoare se percepeau ca nulități, că nu mai aveau moșia, casa, funcția, titlul și mai departe. Ați rămâneau aceeași, tot aceeași lecturi am avut, aceeași gânduri am avut. Chiar și când ați fost bătut, ziceți, nu v-ați simțit umilit și n-ați simțit că nu mai sunteți. Nu există umilință în ordine asta. Există durere. Iar ceea ce vor ei să facă, să fie umilitor, e umilitor în capul lor. Nici o atitudine, nici o situație în care este impusă prin constrângere nu e umilitoare. Umilință este una singură. Asta mi-a spus la o femeie care spune nevestii, primele mele neveste, când ea m-a ascuns. Și o femeie care a rezistat foarte mult la tortură și n-a spus de bărbatul ei unde era,
Și a spus, dar nu există. Există durerea fizică pe care o suporți când ai încotro. O suporți prin leșini, o suporți când ai încotro. Și umilință nu există, fiindcă totul se cuantifică în fizic. Dacă tot ce îți fac ție ca să te umilească moralmente, este fizic. O singură umilință este în realitate. Există una singură. Cea de a spune ceea ce vor ei să te facă să spui. Ați plâns vreodată de durere? Poți să plângi la durere fizică. Se poate. Se poate. Eu am văzut persoane care au plâns la durere fizică. Era normal. Nu le-am judecat nici bine, nici eu. E o reacție fiziologică. Eu nu am plâns de durere niciodată. Poate, Doamne ferește, aici, acolo. Nu știu. Dar plâns de sfârșiere sufletească, asta da. Sau plâns de bucurie. Eu plâng foarte deseori de bucurie. Sau de înduioșare. Sau de amintire. Asta da. Eu sunt unul care plâng ușor și mult. Dar nu de durere. Până acum, am plâns înainte să moară. Singur, bineînțeles. Și apoi, după ce am murit, n-am putut să plâng. N-am putut să plâng o bucată de timp. O visam într-una, luam toate biețele, toate scrisorele, luam obiecte, mai aveam încă, după aceea mi-a fost confiscată dovara de-a mea, aveam niște fuste, dar ei, o fustă albastră de pânză, care o umbla de obicei, sau niște sandale, sau niște mărgele, sau niște obiecte care le aveam, obiecte femeiești care le aveam pe comodă și le țineam acolo. Mi le-a luat. Bine a făcut, mi le-a luat pentru că a ajuns la fetișism. Dar nu plângeam. Dar după ce am văzut filmul Solaris, de momentul ăsta cu femeia care a murit din cauza și vine în vie și moare din nou. Că filmul Solaris este despre moartea femeii și despre bărbatul că e vinovat de moartea ei. Nu în mod direct. Este vinovat fiindcă e bărbat, dar e vinovat. E suficient. Și după ce am văzut a doua de aproape de casa mea, adică pe strada romană, pe strada la Eminescu, am acasă și atunci am finit, am luat iar scrisorile și atunci am vrut să plâng și am putut să plâng enorm. Mi-a făcut un bine uriaș, am simțit că în sfârșit s-au rupt gazurile și pot să dau drumul. Să dau drumul cum este omenește să se întâmple, că e normal, cum e omenește. Cum este. Dar cât timp după ce murise? Mult. Da, o 3 ani. În orice caz, am avut partea a doua vieții de o fericire imensă și incomparabilă. Mulțumită femeilor. Și mulțumită poate și naturii dumneavoastră, care știe să se bucure de viață. Bănuiesc că știți în fiecare zi să rupeți ceva de la viață. Dăm un tur și stricțile. Nu mă apucă nervii și mă apucă proasta dispoziție. Da. Ca pe orice om, dar și dar să știți, părerea mea e clară, când te apucă nervii și ești pus dispus... Ce trebuie făcut? Nu trebuie să zici piei satana. Va de retro. Va de retro, da. E un mic diablotan, un mic drăgușor da? Care se amestecă. După cum un mic drăgușor, unele zile, te face tot ce pui bună să-ți iasă prost. Da. O să pierzi ceva. Am pierdut în câteva zile, mi-am putut un fular la care îi țineam niște mănuși, adică o mănușă, în aceea zi. Și s-a întâmplat. Dacă ați fi putut să vă alegeți secolul în care să trăiți, care ar fi fost? Ăsta care trăiesc. Îmi displace, e un secol stupid, de adevăr stupid, atroce, oribil. Mie mi-a plăcut secolul 19. Ăla, secolul 19, epoca lui Caragiale și a lui Ion Ghica. Aici e România. Mi-a plăcut să trăiesc, dar n-aș fi avut... Lui Caragiale nu i-a plăcut. Da, și el avea prieteni atunci, a iubit femeie din vremea lui. N-aș putea să, ar fi să fi trăit într-o perioadă în care soția mea n-ar fi existat, în care n-ar fi fost încă scris opera lui Proust, cel lui Solzhenitsyn, în care n-aș fi fost tablelul Palladii sau lui Matisse. Dacă ar fi trăit în altă epocă, mai frumoasă, aș fi fost lipsit de anumită literatură, de anumită arte și mai sunt de anumite prietenii. N-aș fi avut profilul pe care l-am, n-aș fi avut nora pe care o am și care mă încântă. M-aș fi nevasta aceasta minunată cu care trăiesc până la moarte. Așa că mi se pare absurd să-ți ucizi cei dragi vând să te răscăpuiți în altă epocă. Câți ani aveați când vi s-a născut primul copil? 54. Primul, singurul. 54. Și îmi aduc aminte că eram la Paris când a murit Yves Montand
și care în timp ce era abusese deja criza, de care știa că n-o să supraviețuiască, și spunea celui care îl ducea cu mașina, știu că mor, dar am fost foarte fericit. Let's go! Hop! Again. Down. Yasula Bendi. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Rien du tout.